O zi dezastroasă pentru Putin în Ucraina, în nordul regiunii Herson. Ucrainenii anunță că au recucerit astăzi două localități importante. Se vorbește din nou despre zeci de kilometri pe care rușii s-au retras și încercarea, tentativa unei ofensive rusești în Donețk. A fost soldată cu un fiasco, rușii au fost nevoiți să se retragă și acolo. De altfel, Reuters transmite că la briefingul de presă de la Ministerul Apărării, astăzi, la Moscova, hărțile care au fost prezentate conțineau teritoriile lipsă, spațiul pe care rușii l-au pierdut, adică hărțile erau adaptate. Nu au fost făcute referiri la retragerile soldaților ruși din cele două regiuni, dar hărțile erau la zi și arată niște teritorii mult mai mici din regiunile pe care Rusia le-a anexat decât erau în momentul în care a fost anunțată anexarea la sfârșitul săptămânii trecute. Situația reală o vedeți aici, pe ecran. Încă o informație importantă spune că în seara asta Vladimir Putin s-a retras într-un bunker din Siberia. Despre loc, despre semnificația acestei manevre, ceva mai târziu. Acum, invitații noștri, Emanuel Cernat este comentator, este analist de politică externă. Bună seara! Bună seara! Generalul în rezervă, Cristian Barbu, este fost rector, fost comandant al Academiei Tehnice Militare. Bună seara! Bună seara! Iar Dorin Popescu este directorul Casei Mării Negre de la Constanța. Bună seara, Dorin Popescu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Multe vești proaste, Dorin Popescu, pentru Putin astăzi. O adăugăm pe cea care vine de la Teheran, Ministerul de Externe din Iran, spune așa. Nu recunoaștem așa zisele referendumuri organizate de Rusia în teritoriile temporar ocupate din Ucraina. Foarte interesantă formularea. Subscriu evaluării potrivit căreia astăzi s-au acumulat foarte multe vești proaste și chiar și evaluării potrivit căreia în perioada imediat următoare vom asista la noi vești proaste pentru Putin, dar aș aprecia că vestea care vine de la Teheran nu este una proastă din simplu motiv că era așteptată de Moscova. Moscova nu miza pe recunoașterea așa numitelor anexări din partea Iranului. De fapt, sunt numărabile pe degete capitale țărilor din care Moscova așteaptă cu adevărat aceste anexări și recunoașterea acestor anexări și aș evidenția aici că cele mai mari așteptări cred că Moscova le are de la Siria, Belarus și încă două sau trei mici țărișoare exotice din America Centrală sau chiar din America de Sud. Cred că în afara acestor țări Moscova nici nu își poate face iluzii și așteptări. În ceea ce privește perioada negativă critică, de-aia ea va continua, pentru că armata ucrainană are o fereastră de oportunitate considerabilă în momentul de față și pare că se folosește cu vârf și îndesat de ea, atacând pe ofensive puternice atât în est cât și în sud, iată, atât către regiunea Donetsk și Lugansk, cât și în regiunea Herson. Veștile rele pentru Federația Rusă vor continua, nici mobilizarea nu mai este ceea ce trebuia să fie și se înmulțesc vocile opoziției, inclusiv în Parlament. Putin nu a mai avut o poziție adevărată în Parlament, în adunarea federală de multă vreme. Chiar dacă Duma de Stat a ratificat cu majoritate, sau cel puțin fără voturi împotrivă și abțineri, așa numită anexare a acestor regiuni ale Ucrainei, au fost multiple voci în timpul ședinței din partea celor trei formațiuni parlamentare de opoziție cu privire la modalitatea defectuoasă în care decurge mobilizarea și cu privire la modalitatea rușinoasă în care armata rusă nu mai reușește să țină linia frontului. De data asta, domnule general, rușii au primit ordini să se retragă și să se oprească pe poziții care sunt mai ușor de deținut. Înțeleg că ăsta a fost ordinul. Nu s-a mai întâmplat ca la Harkov, unde au fugit mâncând pământul. De data asta pare că a fost o retragere ceva mai organizată, deși aflăm că numai astăzi rușii au pierdut 44 de tancuri. Da, adevăr, n-au mai luat-o la fugă așa extrem de speriați și cumva lăsând totul în urmă, dar au luat-o la fugă organizată. Adică, știți, una să fugi de capul tău, alta este să fugi la ordin. E adevărat însă că de data aceasta lucrurile au stat cumva altfel. Adică n-au mai împrumutat mijloace de transport de la civili, n-au mai țipat de zor, aoleu, vin ucrainienii, ci au plecat un pic încolonați așa, dar au plecat aproape 30 și ceva de kilometri în interior.
Adică nu s-au retras vreo două blocuri, s-au retras mai multe localități. Iar acolo unde s-au retras, în noul aliniament, lucrurile nu sunt clare. Pentru că ofensiva ucrainiană nu se va opri aici. Au experiența deja din partea de nord-est, iar aici în sud lucrurile probabil că vor fi cumva asemănătoare cu cele din nord-est. Adică se va crea o lărgire a acestui cap de pod. Până în acest moment sigur că au înaintat pe un culoar destul de îngust, pe lângă Dnipru, dar lucrurile se vor lărgi. Deci suprafața va fi în timp scurt destul de importantă cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Rușii, ați văzut, n-au spus nimic, dar au arătat că sunt într-o mare dificultate, ceea ce este iarăși un semn nou la Moscova. Nu spunem că luăm bătaie, că suntem înfrânți, dar vă rugăm să priviți realitatea. Adică există un semn de oarește luciditate, pentru că să arăți hărțile reale, inclusiv presei, că presa le-a fotografiat, sigur, filmat și așa mai departe, au văzut jurnaliștii că hărțile conțin retragere, adică sunt cu zone mai micuțe. Este adevărat, iar până la urmă vedem o schimbare inclusiv prin faptul că la momentul în care ucrainienii au cucerit Limanul, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a ieșit și a recunoscut faptul că trupele ruse s-au retras, spunând și au recunoscut inclusiv superioritatea tancurilor și armamentului ucrainean. Spunând, bineînțeles, că au suferit multe pierderi ucrainienii, dar totuși e prima oară când au recunoscut public această retragere. În acest moment, armata rusă este într-un moment destul de delicat. Să ne uităm totuși și la faptul că modul în care alege să se apere armata rusă, care se fortifică în zonele urbane aglomerate, în Herson, în Nova Kakhovka. Iar ucrainenii au dezvoltat o strategie extrem de inteligentă, atacând de jur împrejur și subțiind sau periclitând cu totul liniile de aprovizionare și liniile de retragere ale armatei. În acest moment există o discuție dacă la Liman se vorbea de posibilitatea ca în urma încercuirii să fie luați 5.000 de soldați prizonieri. În acest moment în Herson se repetă această situație și dacă vor continua avansurile, există riscul să fie 25.000 de soldați luați prizonieri. Probabil că nu se va ajunge aici, nici ucrainienii nu-și doresc, pentru că este extrem de greu de gestionat să ai 25.000 de prizonieri de război. Este cât un oraș mai mic. Tensiune, foarte mare tensiune într-o altă parte a planetei, pentru că astăzi au sunat sirenele de alarmă aeriană în nordul Japoniei. Prin aer a trecut o rachetă lansată de Fenian. Ce s-a întâmplat? Cât de mare e pericolul? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Informații interesante vin din presa de la Moscova, pentru că atât de proastă a fost ziua pentru armata rusă în Ucraina, încât corespondenții de presă ruși din Ucraina aproape că nu mai pot transmite sau le este foarte greu să dea informațiile. Aceste concluzii le tragem și după ce vedem ce postează jurnaliștii ruși pe Twitter, de exemplu, că sunt oameni care intră în depresie după ce citesc ce au scris ei astăzi. Criză operațională e un cuvânt pe care îl folosesc pe bandă rulantă jurnaliștii ruși. Probabil că li s-a comunicat că ăsta e termenul pe care trebuie să-l folosească pentru a surprinde situația proastă pe care o înregistrează armata rusă astăzi în Ucraina. În cel puțin două zone au fost nevoiți rușii să se retragă. Este vorba despre Herson, nordul regiunii Herson, și despre Donețk, unde rușii au încercat o ofensivă. Nu le-a ieșit, au fost nevoiți să se retragă. Și atunci presa de la Moscova vorbește despre o criză operațională. Aflăm că Putin s-a retras în bunker. Avem date despre locul unde este. Vrem să înțelegem în ce stare se află și ce decizii ar putea lua, pentru că imediat la Digi24 ne vom uita cu mai mare atenție la evaluarea pe care o face directorul CIA, Bill Burns, în legătură cu Putin. Toate detaliile imediat. Înainte sunt informații și par să se aglomereze informațiile în seara asta în legătură cu centrala de la Zaporojia. Există date conform cărora reactoarele 1 și 2 au fost minate de invadatorii ruși. Asta este o informație pe care o primim de la presa ucraineană. Tot la Kiev este vehiculată în seara asta la televiziune informația conform căreia directorul
acestei centrale atomoelectrice nu se va mai întoarce la birou. Știți că el fusese răpit de ruși, a fost eliberat după câteva zile de captivitate. Omul a anunțat că se va duce acasă la familia lui și că nu se va mai întoarce niciodată la centrală. De altfel, informația este susținută și de reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ei au anunțat în această seară că e clar că acest director va fi înlocuit, dar nu e clar, nu se știe cu cine. Cine va fi înlocuitorul, cine va conduce această centrală, este foarte importantă. Și al treilea set de informații în legătură cu centrala de la Zaporojia ne spune că rușii și-ar dori să stabilească granița nou anexatei regiuni Zaporojia la centrală, la centrala atomoelectrică. Domnul general mai devreme ne explica că acum linia e undeva la depărtare de centrală. Linia este linia de contact între, sau linia frontului, cum spunem noi, linia de contact între cele două armate, se află undeva mai în spate. Rușii ar trebui cumva să ajungă din nou în poziția din care să poată să acopere acest teritoriu și să treacă, dacă este cazul, și am văzut intenția din această seară din nou repusă în discuție, să treacă centrala în sistemul energetic al Federației Ruse. În acest moment, centrala, deși este la pasiv, este încă conectată la sistemul energetic al Ucrainei. Deci acest lucru nu se poate întâmpla foarte ușor, pentru că acolo există o forță militară ucraineană foarte serioasă și care s-ar putea să nu le permită să ducă această graniță acolo. Centrala nucleară de la Zaporojie este un obiectiv major și pentru Ucraina. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Ucraina nu va ceda ușor la acea centrală, indiferent cum se pune problema. Știu că am mai vorbit despre asta, dar v-aș ruga să ne explicați încă o dată dacă reprezintă un pericol faptul că reactoarele au fost minate. Ele sunt foarte groase, au un beton foarte gros, asta știm, dar... Da. Orice lucru care nu este conform stasului de... Stas vorbesc pentru că a fost făcută sau cu rușii. Da. Stasului de construcție sau de exploatare înseamnă un pericol. Este clar că în momentul în care se șubrezesc pereții, se modifică structura hidraulică, se modifică sistemul de răcire prin explozii, prin parametrii nefuncționali, sigur că în acel moment apare un pericol instantaneu, iar timpul de reacție uneori s-ar putea să nu fie suficient de mare încât operatorul să poată să aducă din nou la pasiv reactorul. El este la pasiv în acest moment. Dar într-o altă situație, acest reactor poate să fie pus în dificultatea unei explozii. Unei explozii de altă natură decât cea nucleară și să genereze un efect nuclear secundar. Dorin Popescu, un obiectiv major pe care rușii vor neapărat să-l aibă ca să se joace cu el sau de ce? Aici sunt două dimensiuni pe care eu le văd a fi coroborate. Prima chestiune ține într-adevăr de stabilirea liniei de frontieră, respectiv dacă Putin mai are obiectivul politic și militar de a anexa în integralitate regiunea Zaporojie. Aici opiniile sunt diferite, inclusiv la nivelul oficialilor ruși. Vă este cunoscută asecțiunea tovarășului Peskov, potrivit căruia granițele, cel puțin în Zaporojie și Herson, se negociază, da, cu populația celor două regiuni. O butaforie juridică și politică și stilistică. Deci Federația Rusă are încă obiectivul de a anexa integral regiunea Zaporojie. Asta este foarte clar. Coroborat cu aspectul de stabilirea graniței până acolo unde Armata Roșie poate să ocupe efectiv teritoriile în regiunea Zaporojie, reprezintă obiectivul cent al Federației Ruse de a introduce într-adevăr această centrală în sistemul energetic național al Federației Ruse. Evidențiez faptul că inclusiv în documentele care au stat la baza pseudo-anexării regiunii Zaporojie, se menționează acest aspect. Este o particularitate care ține strict de regiunea Zaporojie, nu de regiunea Herson, nu de cele două așa zise republici populare, Donetsk și Lugansk, strict de Zaporojie. Locuitorii regiunii Zaporojie vor avea acces la electricitate produsă de centrala de la Energodar. Deci iată că obiectivul explicit, direct, fățiș al lui Putin este să utilizeze acest obiectiv în interesul sistemului național energetic rusesc.
Văd cele două dimensiuni ca fiind corporate. Stabilirea frontierei, pentru că Putin are interesul de a stabili o frontieră nordică în regiunea Zaporojie, care să fie cât mai îndepărtată de centrala atomică de la Energodar, și, doi, între lor să implementeze cât se poate de repede centrala în sistemul energetic național. Și dacă este așa, și așa este, atunci perioada următoare va fi încă și mai critică și ne putem aștepta la foarte multe presiuni, intimidări, șantaje și amenințări asupra colectivului Ucraina, care operează centrala, pentru că acesta trebuie schimbat cu colectivul specializat rusesc, astfel încât trecerea centrală în sistemul energetic național rusesc să devină la un moment dat un simplu exercițiu tehnic. Merită să subliniem din nou această aberație uriașă. Rusia pretinde că anexează niște regiuni, dar care au granițe variabile. Granițele nu sunt acum stabilite. La întrebarea unde se opresc regiunile, domnul Peskov, la care ați făcut referire mai devreme, a spus: deocamdată nu pot să vă dau un răspuns. S-au făcut toate elementele de ceremonial, în care înțelegem că au fost făcute și documente, deci există o bază juridică pentru spectacolul ăsta. Cum poate sta în picioare un document juridic în legătură cu ceva care nu e determinat? Ți se oprește mintea. Da, este până la urmă același simulacru pe care l-am văzut și la momentul desfășurării referendumurilor în cele patru oblasturi pe care Rusia le-a anexat. Să nu uităm că Zaporojie în acest moment este ocupat numai în proporție de aproximativ 70%. Rămân 30% inclusiv capitala acestei regiuni, care este sub control ucrainean. În momentul în care au stabilit această anexare, toată lumea se întreba ce se va întâmpla până la urmă cu acea capitală. Acei oameni vor trebui ei de la sine putere să se ducă să spună acum și noi suntem în Rusia? Iar asta o leg puțin și de știrea de mai devreme pe care o anunțați referitor la fostul director al centralei. Să ne gândim că el a spus că vrea să se întoarcă la familie. Dar există o foarte bună posibilitate ca el să nu mai poată să se întoarcă înapoi la centrală. Pentru că există o posibilitate reală ca familia lui să fie de partea cealaltă a graniței, să fie de partea ucraineană. Știm din mărturiile de la fața locului că la acel punct de graniță, provizoriu, cum este el astăzi, trupele rusești împiedică persoane să treacă dintr-o parte în alta și mai ales dinspre partea anexată către partea ucraineană, îi împiedică la modul folosind armamentul din dotare. În aceste condiții, cum ne putem noi imagina că acel om care se duce și pleacă de la muncă, de la centrală și se duce către casă, va trece în fiecare zi prin acele puncte de control? Au nevoie de niște permise speciale pentru a putea părăsi acea zonă. Și este în interesul rușilor, până la urmă, care au avut în mod constant tehnicieni de la agenția Rosatom care au venit și au făcut shadowing, au stat întotdeauna în preajma specialiștilor ucraineni de la Energatom, în compania ucraineană de energie nucleară, pentru a vedea ce se întâmplă. Dar e foarte posibil că astăzi ei, încercând să preia această centrală, să vrea să preia și conducerea acestei centrale pentru a ușura în acest fel tranziția de la sistemul energetic ucrainean către sistemul energetic rusesc. Să nu uităm dimensiunea, pe lângă dimensiunea militară de care vorbea domnul general mai devreme, să nu uităm de dimensiunea economică. Pentru că acea centrală asigura 20% din energia electrică a Ucrainei. Astăzi Ucraina are o lipsă de 20% de energie pe care trebuie să o compenseze din altă parte. Deci această componentă economică este una extrem de relevantă și care poate la un moment dat să împieteze cu adevărat asupra ceea ce înseamnă siguranța energetică a Ucrainei. Dezastru! Îmi permiteți o scurtă precizare. Vă rog. Nefiind trase aceste frontiere, aceste granițe, nu poate fi invocată doctrina de apărare a Rusiei. Acesta este aspectul, dacă vreți, pozitiv al acestui moment. Adică nu poate fi invocată ideea că teritoriul Federației Ruse este în vreun fel atacat sau supus unei agresiuni militare. Deocamdată teritoriul nu a fost determinat. Nu a fost determinat. Bun, spuneam că jurnaliștii ruși au așteptat astăzi niște cuvinte pe care să le folosească pentru a descrie ce s-a întâmplat pe front în Ucraina cu armata rusă.
folosesc cuvintele criză operațională. De fapt, este un dezastru. Este un moment umilitor pentru Putin, încă unul din multele care s-au petrecut până acum în Ucraina. Aceeași problemă și la televizor. Propagandiștii au nevoie de ceva, să vândă ceva pentru dezastrul militar din Ucraina. Și au găsit acel ceva. De fapt, Rusia se luptă cu NATO în Ucraina. Iată. Андрей Витальевич, мы не военные, поэтому вот просто объясните, никоим образом не претензия, просто для понимания. Почему у нас метр за метр, а у них поселок за поселком? Почему у них сейчас получается лучше? С чем это связано и когда изменится ситуация? Давайте учитывать тот факт, что мы воюем не с украинскими войсками, мы воюем с войсками НАТО. У них огромнейший ресурс, на данный момент превосходящий наш ресурс. Самый основной ресурс – это разведданные. Они буквально в режиме онлайн со спутника смотрят за нашим перемещением, за нашими фортификационными сооружениями. Естественно, это дает очень большие, скажем так, привилегии им, и шансы на успех у них намного выше, чем... Unde este Belgorod, cel mai mare submarin nuclear din lume, și cât de aproape este sfârșitul lui Putin? Ce știm? Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Dezastru. Acesta este cuvântul care se potrivește cel mai bine situației în care se află armata rusă în Ucraina. Și toată lumea se așteaptă ca Putin să facă ceva. Cel mai probabil chiar rușii înșiși vor ca Putin să facă ceva. Știm însă că s-a retras. Nu e la Moscova, este într-un bunker. Ni se alătură Cristina Cileacu în studio, este realizator Pașaport Diplomatic. Bună seara, Cristina! Bună seara! Ce știm despre locul ăsta unde e Putin? Știm că este în Altai, în Siberia, și există chiar și o listă care a fost dată publicității. Noi încă nu am avut timp să o verificăm 100%, doar spunem ce se repetă pe anumite canale de Telegram care urmăresc mișcările lui Vladimir Putin, că a mers acolo, că va fi și o întâlnire cu șamanii din zonă, pentru că asta este iarăși un obicei pe care îl are. Se pare că acești șamani ar fi văzut o pasăre de foc. Aici interpretarea înseamnă ori victorie, ori dezastru total. Deci rămâne să vedem ce o să aleagă Vladimir Putin din această interpretare a șamanilor. Dar există o listă a persoanelor pe care Putin ar urma să le ia cu el în momentul în care, dacă ia o decizie, Doamne ferește, să atace nuclear Ucraina, să poată să nu fie afectați de eventualele radiații nucleare. Și ca atare există această listă. De pe ea lipsește, de pildă, Medvedev. Deci acolo scrie foarte clar, nu Medvedev. În schimb, și-ar lua amanta, și-ar lua copiii pe care îi are cu această doamnă, ar lua conducerea serviciilor secrete, consilierii lui apropiați și o gașcă de bătăuși, desigur, pentru că bunkerul deja știm unde este, adică știe toată lumea ce-i cu el, și ca atare are nevoie și de această protecție suplimentară. Deci, repet, sunt date care nu sunt 100% verificate, asta circulă în momentul de față pe canalele de Telegram rusești. Știți că s-au făcut mai multe evaluări, erau urmărite traseele avioanelor cu care de obicei se deplasează Vladimir Putin, așa a fost stabilit locul. Da, da. Ulterior au venit și imaginile pe care colegii vi le arată, sunt pe ecran. Dorin Popescu, să credem că oamenii cu care s-ar duce în bunker Putin sunt cei împreună cu care ia deciziile? Sau Putin ia decizii de capul lui, cum aflam ieri de la secretarul apărării de la Washington? Este cel că e înconjurat de un grup de yes men care îi confirmă deciziile luate într-un format de reuniune spirituală inițiatică cu șamanii, ca să zic așa. Confirm că Medvedev nu mai este de mult în grațiile președintelui, nu mai face parte din cercul inițiatic de decizie, strict în ceea ce îl privește pe Medvedev. În ceea ce îl privește pe oamenii care i-au rămas loiali, într-o loialitate absolută lui Putin, aceștia pot fi într-adevăr cei de pe listele vehiculate astăzi în rețele de socializare, însă nu. Putin ia decizii singuri și îi folosește pe ceilalți pentru a mima un format colectiv de adoptare a deciziilor.
oamenilor. Îmi vine însă greu să cred că totuși Putin s-a refugiat în buncăruri din Siberia, pentru că nu văd momentul critic necesar pentru adoptarea unei astfel de decizii. Încă momentul catastrofic nu a sosit. Este încă relativ departe, chiar dacă se conturează, chiar dacă se apropie, chiar dacă îl întrezărim deja la limita orizontului îndepărtat. Dar este încă îndepărtat, nu este un moment critic. Dacă a dorit însă să-și reconfirme justeția unor decizii pe care este pe cale să le ia, într-adevăr, formatul șamanilor din Siberia este unul la care știm că Putin a recurs în dese rânduri în trecutul său de om public. Însă repet, îmi vine greu să cred că retragerea sa poate prefața o decizie radicală. Eu unul cred că încă riscul utilizării unei lovituri nucleare, fie ea și tactice, este încă relativ departe și deocamdată se joacă încă o carte a unei confruntări solide cu mijloace și instrumente prioritare sau exclusiv convenționale, cel puțin pentru următoarele luni. Îl vom vedea imediat pe directorul CIA vorbind despre starea în care se află Putin, despre cât de mare e presiunea și despre cât de multe sunt fronturile pe care Putin pierde bătălie după bătălie, dar sunt foarte curios pentru telespectatorii noștri care probabil nu ne-au văzut seară de seară, le-aș reaminti scurt că accesul la șamani i-a fost asigurat lui Putin chiar de ministrul lui al apărării, care vine din regiunea cu șamani. De acolo, acolo s-a născut, acolo s-a format domnul ministru al apărării, Șoigu. Da, este foarte aproape de granița cu Mongolia, acest loc unde ar fi acum Putin și ca atare, pentru că Șoigu este și budist, el nu este creștin, au acest obicei în zonă să mai folosească și resurse păgâne, să le spunem așa, și ca atare șamanii sunt această sursă pe care Putin se pare că o ia în serios. Repet, noul simbol despre care s-a vorbit este această pasăre arzând în flăcări. Cum vedem este ce va însemna. Un lider politic are butonul nuclear, toată lumea se uită la el, îi măsoară fiecare pas, care se bazează pe șamani, iar accesul la această resursă este asigurat nu de cineva care ar trebui să-i ofere știință militară spre ajutor, ci care îl trimite la șamani, cum e? Cum vi se pare? Vedeți, nici Kiril n-a reușit să facă mare lucru. Pentru că dacă reușea Kiril, probabil că era în altă poziție. Nu cred că șamanii vor întoarce în vreun fel starea reală a lucrurilor. Dar în interiorul lui, probabil că are nevoie în această perioadă de emoții grozave. Na, ne dăm seama că ideea este nu numai legată de Rusia, este legată de tot continentul, este legată de tot globul. De peste tot sunt astfel de semnale, niciun semnal nu este pozitiv pentru el, nici de la chinezi, nici de la indieni, de la nimeni, nici de la cei care l-au susținut, nici de la sirieni nu este un semnal pozitiv. Și atunci are nevoie de această confirmare, dacă vreți, interioară, din partea acestor șamani la care a mai fost și cu alte ocazii. Poate că simte acest refugiu. Interesant, după mine, va fi momentul când va pleca de la șamani. Ce va face? Se va duce în bunker sau vine la Moscova? Dacă se duce în bunker, înseamnă că pasărea aceea de foc este acolo. Dacă vine la Moscova, înseamnă că pasărea de foc este în altă parte. Pasărea de foc poate este submarinul Belgorod, că vom vorbi și despre el. Vrem să știm ce informații există despre locul în care s-ar afla. Știam ieri, aflam ieri că a plecat din Marea Albă către probabil Oceanul Arctic. Dar înainte, Emanuel Cernat, e ridicol. E ridicol și ne-am râde ținându-ne cu mâinile de burtă dacă n-am depinde cu toții de situația asta. Da, din păcate, este adevărat. Arată până la urmă ridicolul situației în care ne aflăm, în care o planetă întreagă stă cu sufletul la gură, așteptăm să vadă ce va spune șamanul. Până la urmă, să ne amintim că există relatări care spun că într-una din precedentele sale vizite la unul dintre acei șamani la care a fost trimis de către Serghei Șoigu, i s-a spus că el este o reîncarnare a lui Genghis Khan. Probabil că a rezonat extrem de bine cu această comparație și s-a simțit flatat. El
acum dacă este să ne gândim, probabil caută și o validare, pentru că validare de pe plan intern începe să aibă din ce în ce mai mică, de pe plan internațional cu atât mai puțin, rămâne din ce în ce mai singur. Până la urmă, retragerea aceasta în bunker poate fi decriptată în două feluri. Pe de o parte, și sper să fie această primă variantă, să fie varianta în care este o altă exacerbare a dialecticii nucleare. Încercarea lui de a mări psihoza la nivel internațional, în care se poate înscrie inclusiv submarinul Belgorod, în care se poate înscrie trenul care se plimbă prin Rusia către Ucraina fără a se ști exact ce este, în care se poate înscrie inclusiv această retragere într-un bunker. Dar a doua interpretare ne duce din nou cu gândul la istorie. Când am auzit noi ultima oară de un lider care s-a retras într-un bunker? Și ne amintim de operațiunea pe care Adolf Hitler o pusese la cale, Götterdämmerung, pentru că venea după celebra operă, trilogie a lui Wagner, cu Inelul Nibelungilor, și în care era sfârșitul zeilor și sfârșitul lumii. Iar aceasta presupunea că în momentul în care el va simți că totul este pierdut, avea ordine clare date, Berlinul să fie dinamitat, să fie rase pe fața pământului și împreună cu el să moară toți invadatorii, etc. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că niște oameni și-au dat seama de disperarea acelui lider. Și operațiunea până la urmă s-a încheiat, știm cu toții, cu sinuciderea dictatorului. Nu vrem să ne gândim la acest moment, la un moment al disperării în care un lider al unei țări cu una din principalele puteri nucleare din lume se închide într-un bunker împreună cu niște șamani. Bill Burns este directorul CIA și vorbește despre Putin. Spune despre el că e băgat în colț, este un Putin care se simte cu spatele la perete și atunci poate fi foarte periculos și nesăbuit. Și mai interesant este că spune despre Putin Bill Burns, crede cu încăpățânare în judecățile lui și crede că e mai tare decât oricine. Priviți! He's got to be concerned, and not just about what's happening on the battlefield in Ukraine, what's happening at home, and what's happening internationally. You know, he stood next to Xi Jinping last February, just before the war started, and they proclaimed a friendship without limits. Well, it turns out that that friendship has some limits, too. I mean, the Chinese have controlled their enthusiasm for Russia's conduct of this war. They haven't provided the kind of military support that Putin had been looking for as well. So he's got to be troubled by what he sees. But he's also stubbornly confident in his own judgments. He believes he's tougher than anybody else. You make it sound like he's even more dangerous. Putin cornered, Putin who feels his back against the wall, can be quite dangerous and reckless. And we saw, you know, the flawed assumptions that he's made before the war. I think he's basing his approach now on equally flawed assumptions where he thinks he can tough it out with the Ukrainians and with the United States and with the West. How closely is China watching what's happening in Ukraine? Oh, I think President Xi is watching what's happening in Ukraine like a hawk. I think he's been sobered to some extent by the poor performance of the Russian military. The Chinese leadership is also looking at what happens when you stage an invasion and the people you're invading resist with a lot of courage and tenacity as well. So I think all of that has been sobering and in some ways unsettling for the Chinese leadership. You mean it could sober President Xi's ambitions with Taiwan? I think it could. President Xi insists today that while he is firmly committed to unification, in other words, to achieving control over Taiwan, that his preference is to pursue means to achieve that short of the use of force. But he's also instructed his military, we know, to be prepared no later than 2027 to conduct a successful invasion of Taiwan. So the reality, at least as we see it, is that the further you get into this decade, the greater the risks rise of a potential conflict. Comentăm imediat, dar aș adăuga o postare făcută de un jurnalist rus, este corespondent de război în Ucraina, și postarea lui sună în felul următor. Prieteni, știu că așteptați de la mine un comentariu în legătură cu situația de pe front, dar pur și simplu nu știu ce să vă spun. Retragerea din nordul regiunii Herson pe malul drept este un dezastru. Asta spune un jurnalist rus, care probabil astăzi în depeșele lui a folosit cuvântul
criză operațională, domnule general? Asta în situația asta se află acum Rusia, criză operațională. Da, este o sintagmă elegantă din partea Moscovei, căci adevărul, exact cum discutam mai devreme, a fost o retragere, hai să zicem, ordonată, dar în devălmășie. Adică au luat-o din nou la fugă, așa cam cum spune și observatorul acesta rus, care chiar a fost acolo și noi avem informații cumva, haideți să zicem, nu chiar în timp real, dar foarte pertinente și tot așa a fost acolo ceva, hai să o luăm la fugă, exact cum spuneam. Retragerea este de pe malul drept, este malul vorba drept. Despre Nipru, da? Da? De pe malul drept al Niprului s-au retras pe celălalt mal, da, presupunem. Pe malul stâng, da. Important momentul. Da. Știți, dumneavoastră, puteți să ne spuneți cât de important e să pierzi un râu. Bun, ei se probabil că vor consolida acest aliniament de apărare pe malul stâng sau pe malul estic. Vorbim despre malul vestic al Niprului, unde au înaintat foarte bine în lungul cursului de apă ucrainienii. Dar rușii probabil că vor încerca aici să se apere ceva mai serios. Dar ideea că fugi, ai 40 ceva de tancuri pierdute într-o zi, ai oameni foarte mulți, stați că încă n-au apărut rapoartele. Mâine vor apărea rapoartele cu privire la câți oameni au. Multe alte materiale, plus moralul. Pe când întorci și spatele și o iei la fugă, vă dați seama, a doua zi gândul tău este cum să fugi mai departe, nu cum să te întorci să te lupți cu celălalt. Deci situația este una critică pentru ruși. Cristina, submarinul Belgorod. Submarinul Belgorod, ce-i cu el și unde e? Probabil că înspre Oceanul Arctic, se presupune, pentru că e un submarin foarte greu de detectat. Eliciile acestui submarin au fost construite astfel încât să nu poată fi detectate de sonare. Acum, în mod normal se poate vedea și din satelit, doar că sateliții nu văd în apă și ca atare e cu atât mai mult... Foarte adânc, adică nu foarte văd adânc, foarte adânc. Da. E un submarin care poate să stea sub apă 120 de zile fără să mai iasă la suprafață. Și asta îl face foarte greu de găsit. Așa că momentan se merge pe... presupuneri, se presupune că a mers înspre Oceanul Arctic să facă niște teste, pentru că acest submarin are capacitatea să transporte niște drone subacvatice, să le numim așa, chiar dacă nu e cel mai corect termen tehnic, dar... Ba, este foarte corect. Ok. Dar aceste drone, submarinul Belgorod, poate transporta aceste mini-submarine, dacă vrei, care sunt aceste drone, și aceste drone pot purta încărcătură nucleară. Deci este destul de sofisticat, sunt niște arme noi cu totul, de aceea sunt și netestate și se presupune că urmează să fie testate și se merge și pe încă un scenariu, cel al unui război pe fundul mărilor, dacă vrei, pentru că în zonă, dacă ar fi să ne raportăm la acea zonă, sunt multe submarine americane și multe submarine ale britanicilor și dacă rușii încearcă să atace, de pildă, o infrastructură de date sau o altfel de infrastructură de securitate aflată pe fundul mării, pe fundul oceanului, atunci probabil că ar începe această vânătoare între submarine, dar, repet, submarine americane, britanice și acest submarin foarte silențios, Belgorod. Probabil că prima intenție a fost să vorbim despre asta și toată lumea să se întrebe unde este submarinul Belgorod din nevoia lui Putin de a gesticula, de a face și el ceva. Se mută în buncăr, plimbă Belgorodul, asta ne explicați mai devreme. Da, este până la urmă o dorință de a-și arăta supremația. Să ne amintim că în speech-ul pe care l-a susținut a venit și a spus că Rusia are armament mai modern decât au aliații NATO. Acest submarin Belgorod, și domnul general poate să confirme, să spună mai multe decât mine, este un prototip. Să nu uităm acest lucru. El a fost lansat în luna iulie. Nu a fost testat, nu a fost lansat la apă, adică, mă rog, n-a funcționat, n-a avut loc operațiuni cu el. Nu știm cum se vor comporta. Tot ce știm este din descrierile pe care le-am primit din partea rusă, care a încercat să-și exacerbeze foarte mult capacitățile militare. Dar, pe de altă parte, nu putem să nu ne întrebăm, așa cum au venit și ne-au spus de atâtea ori despre capacitățile militare superioare, care ulterior s-au dovedit a fi inexistente,
sau au eșuat într-un mod lamentabil. Ne amintim de acele încercări în cadrul târgului de armament în care tunurile, care trebuiau să fie de o precizie extraordinară, n-au reușit nici după a șasea încercare să-și nimerească ținta și exemplele pot continua. Nu știm ce se va întâmpla. Și atunci, mai degrabă, cel mai probabil, acest submarin va fi ținut undeva pe fundul oceanului cât mai mult timp, nu știu dacă 120 de zile. E maximum la care rezistă, am citit că tehnică. Merge până la 180 de zile, pentru că este primul submarin care poate fi alimentat din mers. Foarte interesant. Da, care trebuie și probat. Dacă ar trebui probat, că ați văzut, da, noi ne-am mai uitat la niște probe de ale lor și erau cât pe ce să... Exact. Și atunci, până la urmă, trebuie, cel mai probabil, el va fi ținut undeva ascuns de ochii lumii și va fi din când în când folosit pentru a mai ridica gradul de psihoză la nivelul societăților occidentale, preponderent. Să nu uităm că de acest submarin a fost legat inclusiv o potențială utilizare a lui în sabotarea conductelor Nord Stream 1 și 2. S-a spus că acele mini-submarine, acele drone, ar fi putut fi folosite pentru a putea avaria și, până la urmă, rolul acestor mini-submarine, în afară de a duce cu ele acea încărcătură nucleară, este tocmai de a ataca infrastructura aflată pe fundul oceanului. Dorin Popescu, mi s-a părut foarte interesant în ce spunea Bill Burns despre Vladimir Putin, că dacă e încolțit, poate fi foarte periculos. Înțelegem că încă nu e încolțit? Dacă îmi permite și mie o foarte scurtă metaforă în ceea ce privește Belgorod, pentru că văd și eu armata rusă ca pe un Ianul Bifrons, așa, o sumă de două realități paralele. Iată, realitatea narrativă care ne trimite către o performanță tehnologică rusească și aici avem submarinul Belgorod, dar care, iată, se pierde. Deci acesta este aspectul semiotic. Se pierde. Acest narativ se tulbură. Este subțire. Este fragil. El se pierde prin străfundurile orizontului și Oceanului Arctic. În schimb, cealaltă jumătate din Janus Bifrons, da, din ceea ce este armata rusă, este orașul Belgorod, a cărui populație tremură de teama în imediata vecinătate a unor câștiguri teritoriale realizate de armata ucraineană. Deci aceasta este jumătatea dezastroasă armatei ruse pe care o reprezintă așa semiotic și simbolic orașul Belgorod, în timp ce jumătatea sa omonimă se plimbă netulburată și nesingherită, și face plimbarea pe luna octombrie prin ape destul de îndepărtate de epicentrul conflictului din Ucraina. Putin încolțit. Da, mai este mult până la momentul încolțirii lui. Cum spuneam, abia se întrevede la orizontul îndepărtat. Eu cred că două dimensiuni coroborate, două scenarii vor duce la momentul sincronizat al încolțirii, un dezastru efectiv de tip strategic pe teren, adică pierderea cel puțin a unei regiuni din cele patru pe care le-a anexat fraudulos prin aceste pseudo-referendumuri, adică o ofensivă teritorială ucraineană care să pună sub primejdie proiectul acesta geopolitic imperialist al Federației Ruse în sudul și estul Ucrainei, și doi, o intensificare și o multiplicare a nemulțumirilor și protestelor în Federația Rusă, care să ajungă la un nivel ce poate să fie capitalizat de niște mici rebeli cu colți din eșaloanele secundare ale puterii. În momentul în care aceste proteste sociale vor avea nevoie de un erou, un lider cu colți, care în momentul de față nu își exprimă colții, ci dimpotrivă trăiește în paradigma loialității absolute față de țarul Putin, va simți nevoia de a se transforma în eroul care îl va îndepărta de pe scena politică publică din Rusia, pe Vladimir Vladimirovici. Acest moment sincron, un dezastru pe teren, coroborat cu o capitalizare a frustrărilor și nemulțumirilor de către un lider din eșalonul secund, din păcate radical,
din păcate radical, din anturajul lui Putin, acest moment reprezintă momentul de încolțire a lui Putin și, din păcate, da, subscriu, în acest moment de încolțire, Putin face, este capabil de orice și ceea ce este eminamente sigur este că el va escalada în toate scenariile. Să sperăm că nu va mai apuca momentul escaladărilor supreme și că va fi înlăturat de la putere. În orice scenariu posibil, cheia se află la Moscova. A tuturor escaladorilor posibile, a traversărilor tuturor linii roșii sau în scenariul înlăturării de la putere, dar cu înlocuirea sa cea mai probabilă cu un lider cel puțin la fel de radical precum el. Dar cum credeți că se va întâmpla? Putin însuși va afla, va începe să simtă vibrațiile și se va simți în pericol și atunci nu va mai escalada? Sau tocmai pentru că va simți vibrațiile, va escalada? Va simți vibrațiile, va escalada. N-am nicio îndoială, acesta este stilul. Va simți vibrațiile, va escalada. Nădejdea mea este că nu va mai apuca să decidă treptele ultime ale escaladărilor. Asta este nădejdea mea absolută. Dar este în sânge adrenalina escaladării sistematice. E foarte interesant, vă vom propune imediat o reacție absolut curajoasă, admirabilă, a prim-ministrei Estoniei. Doamna îi răspunde lui Putin, răspunde amenințărilor lui Putin într-un interviu la BBC. O să vă spun despre ce este vorba. Absolut admirabil curajul doamnei și foarte bun răspunsul pentru o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Ce faci când ești amenințat cu arma nucleară? Ce faci? În afară de faptul că treci în revistă toate informațiile, vezi care sunt toate riscurile, te pregătești, așa cum face Ucraina, te pregătești pentru un atac nuclear. Înțelegi, strângi informații despre cât de posibil este. Te întrebi unde ar putea să lovească Putin, cu ce ar putea să lovească, cu torpile, cu rachete, cu bombe, unde ar putea să lovească și așa mai departe. Doamna are un răspuns foarte bun, despre care vom vorbi imediat. Dar înainte, Emmanuel Cernat, cum vedeți sfârșitul lui Putin? Cum se termină? Cum îi se încheie aventura dezastruoasă? În orice variantă, finalul lui Putin va fi legat de acest conflict. Fie că va fi pe termen lung, fie că va fi pe termen scurt. Până la urmă, și mă întorc puțin la discuția de mai devreme cu submarinul, mi-a amintit totuși, există un film celebru, Vânătoarea lui Octombrie Roșu, da. Un film cult, da? În care, bazat pe o carte omonimă a lui Tom Clancy, unul din thrillerurile cult de spionaj, care vorbește despre o luptă între un submarin sovietic nuclear care pleacă, dezertează și amenință populația. Acest Octombrie Roșu, acest submarin Octombrie Roșu, astăzi nu este Belgorod, astăzi este Vladimir Putin. Vladimir Putin, care a scăpat de sub control, a pus cap compas către lumea occidentală, a luat-o în vizor și încearcă să își ducă la îndeplinire amenințările sale, din păcate, care ar putea fi urmate inclusiv de niște acțiuni. Cum se termină, domnule general? Cum se termină aventura lui Putin? Cred că vom primi o serie de semnale când se apropie de sfârșit epoca Putin în Rusia. Vor fi câteva elemente care ne vor trimite cu gândul că apar ultimatumuri din partea Rusiei. În acel moment, sigur că el este într-o stare de excitare extraordinară, încearcă să găsească soluția, să-și adune rușii care au mai rămas lângă el și să arate că în continuare poate, dar lucrul acesta se va întoarce împotriva lui. Vor fi vibrațiile de care dumneavoastră vorbeați în interiorul Rusiei, este imposibil să nu fie, pentru că rușii până la urmă și ei sunt oameni și își dau seama că lucrurile sunt în cu totul altă parte, în mod real, nu acolo unde acest grup restrâns condus de Putin aduce Rusia. Și va fi și situația din partea observatorilor internaționali care vor vedea că Putin și-a schimbat radical atitudinea în perioada care, să zicem, că precede sfârșitul. Ce va face? Va încerca să-și asigure unele lucruri. Nu este tipul care să se sinucidă, ci întâi să se asigure unele lucruri și apoi să ajungă aici. Dar și mai devreme discutam chiar despre ceea ce s-a întâmplat în Germania.
Păi și Hitler a avut o perioadă în care toată lumea a știut că se apropie de sfârșit. Toată lumea știa că pierde războiul, numai el nu recunoștea. Dar el avea aceste acțiuni în interior care au arătat pe urmă, după ce s-a intrat în buncăr și tot, că el de fapt și de drept a știut că vine sfârșitul și a avut această atitudine. Și credeți că în jurul lui Putin sunt acum oameni care știu că vine sfârșitul? Că sfârșitul lui Putin e aproape? Sau încă ei sunt în minciuna, în fantasma pe care a construit-o? Sunt încă în ideea că sunt cea mai mare putere nucleară. Dar când vor constata, și probabil că vor constata într-un fel sau altul, că aceasta este o himeră, că de fapt și de drept puterea nucleară este doar un sens de echilibru, nu este un sens de acțiune, e cu totul altceva, în momentul acela probabil că cei mai mulți vor pleca. Cristina, atunci când președintele Statelor Unite, când secretarul de stat, când ministrul apărării, când directorul CIA, toți vorbesc despre pericolul ca Putin încolțit fiind să fie foarte periculos și nesăbuit, este clar, ori că vor să-i spună ceva chiar lui Putin, ori că vor să ne spună ceva nouă, ori că vor să-i spună ceva și lui Putin și nouă. Cred că ultima variantă în care toată lumea primește mesaje, dar mai ales Putin, pentru că în momentul de față mai este chiar și o șansă a diplomației, cea care chiar nu se vede sub nicio formă pe nicăieri, și anume să îi se transmită foarte clar lui Putin mesajul că dacă va folosi chiar și o armă tactică nucleară, atunci în jurul lui țările pe care el le consideră prietene s-ar putea să-și pună la rândul lor astfel de sisteme de apărare nucleare la rândul lor. Iar asta nu ar face Rusia o țară mai sigură. Deci dacă se trece această linie roșie, Rusia rămâne complet izolată, iar Vladimir Putin nu are ce să mai câștige. Iar războiul va fi pierdut în câteva zile, cum spunea generalul Petreus. Exact. Și numai aviația ar distruge armata rusă în câteva zile. Și nu numai aviația, chiar și artileria, sistemele ghidate. Deci sunt o grămadă de forțe pe care Putin acum nu le-a văzut. El a văzut doar o mică parte din ceea ce poate NATO în Ucraina și pierde de zor, de 7 luni de zile. Vă dați seama că el de 7 luni de zile pierde în continuu. Și NATO n-are acolo decât vreo 4 sisteme. Vă dați seama cu ce se poate confrunta Putin dacă într-adevăr NATO intră în acțiune? Vorba aceea, 3 zile s-ar putea să fie cam mult. Doamna prim-ministru din Estonia spune așa, ce faci când ești amenințat cu arma nucleară? Foarte simplu. Nu negociezi cu teroriștii. Nu negociezi cu teroriștii pentru că dacă Putin va constata că amenințându-ne obține ce și-a dorit, ne va amenința și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Pur și simplu nu trebuie să facem niciun pas înapoi. Vrea să ne pună în pericol, vrea să fim terorizați, să ne fie frică și să nu luăm deciziile pe care altfel le-am lua. Să nu facem asta niciodată, să nu negociem. Emanuel Cernat. Nu negociem cu teroriștii. Nu negociem cu teroriștii și mai trebuie să ne uităm la un lucru. În 2013, America a spus Siriei, dacă veți folosi arme chimice, este linia roșie peste care nu vom trece. Și au ezitat. Când Siria a folosit armele chimice, America a ezitat. A ezitat și în 2014, Rusia a intrat în Crimea. În 2021, America s-a retras în degringoladă din Afganistan. A arătat un moment de slăbiciune. Un an mai târziu, Rusia a speculat momentul și a invadat Ucraina. Din punctul ăsta de vedere, se vede deja un pattern și este clar că dacă vom da semne de slăbiciune și dacă lumea vestică la orice semn de slăbiciune, pe orice semn va face, Rusia va ști să calce pe pedală și va escalada și mai mult situația. Din acest punct de vedere, singura șansă pentru lumea occidentală este să rămână pe poziții și să-i spună lui Vladimir Putin, așa nu se poate. Dorin Popescu, nu negociem cu teroriștii. Aici teroristul numărul 1 al planetei este Vladimir Putin. Da, frica este deja învinsă. Frica este învinsă peste tot. E învinsă în marile cancelarii occidentale care cochetau cu ideea fricii, a consensului, a coabitării, a confuziei, a ambiguității. Frica este învinsă
în rândul soldaților și bărbaților din Rusia care fug. Frica este învinsă în Rusia, în rândul oamenilor care încep să vorbească. Frica este învinsă peste tot, unde Marele Urs miza pe ea ca instrument de coerciție. Aceasta este lecția războiului și aceasta este paradigma care va decide și sfârșitul războiului în sensul unei victorii a noastre, a comunității internaționale. Frica față de armele nucleare, față de coerciția rusească, frica este deja învinsă. Iar această victoria noastră asupra fricii va crea o nouă paradigmă și în Rusia, de acolo de unde va veni, într-un anumit fel, cum spuneam, sfârșitul acestui război. O informație interesantă care vine din briefingul de presă de la Casa Albă. Secretarul de presă, Catherine Jean-Pierre, spune așa: nu avem în acest moment niciun fel de informații referitoare la intenția Rusiei de a folosi arme nucleare. Nu luăm această amenințare în serios și, dincolo de agitarea amenințării nucleare, agitarea săbiilor în materie de amenințare nucleară, nu există niciun motiv pentru noi, Statele Unite, să ne schimbăm postura nucleară strategică. Ce înseamnă asta, postura nucleară strategică, domnule general? Postura nucleară strategică înseamnă că suntem într-o alertă, dacă vreți, dar atât. Nu avem niciun fel de indiciu că Rusia se pregătește ca în mod iminent să folosească arma nucleară. Deci nu sunt elemente care să arate că au început manevre, că au fost scoase, evident, materiale nucleare, că trupele specializate în așa ceva s-ar putea deplasa. Știți că era ideea aceea cu trenul. Bine, cu trenul se puteau deplasa și într-o altă aplicație sau în altceva. Nu e prima dată când se deplasau cei de la Brigada 12, nu știu ce pe acolo. Deci se pare că, așa cum spuneam în emisiunea noastră, cum toți ochii, toți senzorii, tot ce avem, toate mijloacele noastre urmăresc ce se întâmplă în Rusia, înseamnă că lucrurile sunt încă în liniște acolo. Nu s-a umblat, nu s-a deschis ușa, nu s-a scos cutiuța. Dar asta nu înseamnă că mijloacele noastre strategice sunt în adormire. Nu. Sunt și ele în poziția de atenție. Asta este mesajul. Ne referim la cele strategice. Observați. Da? Toată declarația sună în felul următor. Da. Luăm amenințarea, luăm agitarea săbiilor în materie de amenințare nucleară, adică foarte în serios aici la Casa sigur. Albă, da. Dar trebuie să vă spun că nu am văzut niciun motiv să ne ajustăm poziția nucleară strategică și nu avem niciun fel de indiciu că Rusia pregătește un iminent atac nuclear. Nu își pregătește armele nucleare. Astea sunt precizările. Asta înseamnă că avioanele strategice n-au ce să caute într-o misiune, submarinele sunt în pozițiile inițiale, armele, deci tot ce înseamnă strategic este în continuare în poziția inițială. N-au început deplasări, nu sunt noi aliniamente, nu sunt alte tipuri de alarme. Atâta timp cât în Rusia nu se umblă în acest domeniu. La arsenalul nuclear. La arsenalul pentru nuclear. Pentru a-l arma, pentru a-l pregăti, pentru a-l orice. Nimic nu se poate face fără observație în momentul de față, pentru că lucrurile sunt separat poziționate. Motoarele sunt într-o parte, componentele nucleare în altă parte și focoasele, sau hai să fiu în limbajul nostru, dispozitivele de inițiere a exploziei se află în altă parte. Niciodată nu sunt depozitate împreună. Împreună. Am înțeles. Și Dorin ele Popescu. Atunci trebuie spuse în contact și se vede. Comentariul dumneavoastră. Da, nu ajustăm, nu upgradăm postura nucleară strategică pentru că nu este nevoie, pentru că nu vedem indicii pregătirii,
efectuării unor lovituri nucleare, nici măcar tactice. Este și ceea ce nu vedem indicii iminenței unei decizii în acest sens. Da, iminență, dar luăm amenințarea în serios. Este ceea ce și eu am evidențiat în dese rânduri, riscul este încă departe, riscul este luat în calcul, dar deocamdată, instrumentele prioritare de joc, de conflict și de confruntare sunt cele convenționale. Ne pregătim, dar nu ajustăm poziția nucleară proprie, pentru că nu vedem niciun indiciu de pregătire a unei decizii iminente de utilizare de către Kremlin a armelor nucleare. Deocamdată, riscul acestui dezastru nuclear este încă relativ departe, chiar dacă ne pregătim moral și politic pentru un astfel de moment. Și chiar dacă Putin a primit suficiente semnale să nu cumva să acționeze în niciun fel. Asta s-a întâmplat în ultimele zile? Da, sunt extrem de convins că au fost transmise în mod sistemic semnale de către Washington, cel puțin, pe așa numitele legături securizate, pe telefonul roșu. Sunt extrem de convins că în momentul de față Vladimir Vladimirovici a primit întregul set de arsenal de descurajare de care este capabil Alianța NATO, de care sunt capabile Statele Unite în particular. Sunt extrem de convins că aceste mesaje s-au transmis, că au avut forța și credibilitatea necesare și că forța și credibilitatea lor au fost ascultate de Kremlin. Vă mulțumesc tuturor. Ultimele detalii despre declarațiile făcute în seara asta la Casa Albă, vă reamintesc, secretarul de presă spune că nu există niciun fel de indiciu în legătură cu iminenta folosire armelor nucleare în Rusia. În legătură cu aceste declarații, detalii imediat cu Andreea Bratu. Seară bună!